Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Am înțeles că într-una din serii nu s-a auzit bine. Nu știu, am uitat. Unde e microfon? Uite, același. Nu s-a schimbat nimic. Așa cum când am fost la Sinaia, nu știu, am descoperit că laptopul nu mergea. Probabil că în absența mea, niște drăgușori umblă prin microfonul ăsta, că nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat. Sper că acum se aude bine. Am avut 3 seri la rând activitate gazetărească TV. Rest scriu. Scriu altceva decât gazetărie. Și a fost vineri seara. Nu, vineri am avut înregistrarea interviului cu preasfinția sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Astăzi, nu, sâmbătă, am avut o înregistrare, un comentariu în legătură cu 13 iunie, o să vă spun. Și vineri, uite, vineri am avut în direct gândurile lui Hristos. În seara aceasta s-a difuzat interviul cu Teodosie de la 20 la 21. Am văzut că deja în știri pe surse au preluat, sigur, polemic o afirmație a Înalt Preasfinției sale în legătură cu catolicii și e foarte important, e foarte interesant, pentru că laicii, cei de la știri pe surse sunt laici, cum sunt și eu, noi laici nu înțelegem nimic din ce face Înalt Preasfinția sa. Înalt Preasfinția sa este înaltă față bisericească din Biserica Ortodoxă. Acum, Biserica Ortodoxă e într-un conflict de secole cu Biserica Catolică. Unul vrea să aprecieze Biserica Catolică. Bun, adică nu văd. Sigur, noi nu putem înțelege cum adică Biserica, cum adică Înaltă Sfinția sa critică Biserica Catolică. Normal, el fiind creștin ortodox. Un moment foarte important a fost discuția mea, întrebarea mea în legătură cu cum a trecut biserica prin pandemie. Hai să vedem ce a răspuns Înalta Sfinția sa. Pandemia e pe terminate, din câte se vede. Încercați să faceți un bilanț al cum a trecut biserica română prin pandemie. Minusuri, plusuri, acum se vorbește mereu. Societatea românească a trecut prin pandemie, teatru a trecut prin pandemie. Cum a trecut Biserica Ortodoxă Română prin pandemie? Dacă vreți să ne faceți așa o Da, prezentare. eu am fost puțin mai fără frică în această pandemie. Toată lumea a fost cuprinsă de frică. Eu știu că frica de Dumnezeu este cea mai mare valoare, chiar ne spune înțeleptul în Sfânta Scriptură, este începutul înțelepciunii. Sigur, în această pandemie s-a indus o frică exagerată, pe care eu n-am înțeles-o și nu m-am supus unei frici impuse, de multe ori fără logică și fără rezultate. Pentru că această frică a dus în multe situații la o instalare a unei frici fără remediu. Și constat, stau de vorbă cu copii, eu sunt în dialog cu mulți oameni, nu refuz pe nimeni. Am cam la 500 de telefoane pe zi în timpul cât îmi rămâne, că cel mai mult sunt în rugăciune, în spovedanie. Acum am mai puține, dar înainte cam așa 500 de telefoane. Oamenii vin, se destăinuie, spun că de mult rău le-a făcut frica. Unii nu scapă de frică, unii nu mai ies din casă, chiar dacă îi inviți și le spui, boala a trecut. A intrat într-un calapod al unei frici distructive. De aceea eu socotesc
că nu prea a fost echilibru, pentru că această pandemie n-a fost dirijată de specialiști mai ales. A fost un amestec între medicină și politică, ceea ce n-a dus întotdeauna la rezultate pozitive pentru oameni. Pentru că omul cuprins de frică începe să fie cuprins și de boală. Din pricina fricii, boala se instalează mai ușor. Eu nu vreau să știu de frică decât de frica de Dumnezeu. Și n-am vrut să știu și am îndemnat pe oameni. Și în biserică trebuia să fie o altă înțelegere. De aceea am și militat ca biserica să nu mai fie închisă. A venit așa pe neașteptate închiderea bisericii. Și sigur, de când a venit închiderea bisericii, în fiecare zi am făcut Sfânta Liturghie și cu transmitere online și s-au adăugat foarte mulți care erau cu mine în liturghie, mii de oameni. Mulți mi-au mulțumit și mulțumesc și acum și mă roagă să nu întrerup. Și eu nu întrerup aceste liturghii zilnice. Slujeam și dimineața și seara. Permanent, tocmai ca să alung frica, îmi spuneau cei care au gustat din bucuria rugăciunii și mi-au mărturisit persoane din diasporă. Dacă nu veneați, eram pe cale să mă sinucid. Și mă întrebau și mă întrețin și acum cu mulți oameni. Am o emisiune de dialog în fiecare joi și intru în dialog cu persoane din toată diaspora și sunt foarte încântat să le dau răspunsuri la cererea credincioșilor. Am făcut această întâlnire de dialog pe Radio Dobrogea și pe Facebook-ul Arhiepiscopiei Tomisului. Și este foarte benefică, pentru că înțeleg ce este credința. Credința ne aduce pe Dumnezeu să ne poarte de grijă. Iar unde Dumnezeu ne poartă de grijă, nu mai este loc de frică. Pentru că Dumnezeu este iubirea. Numele cel mai concret al lui Dumnezeu, dacă întreabă cine este Dumnezeu, iubirea supremă este Dumnezeu. Și ne spune Sfântul Evanghelist Ioan. Și dacă l-ai pe Dumnezeu, care este iubirea supremă, nu mai este loc de frică. Pentru că tot Scriptura zice, în iubire nu este frică. Eu am mai, în mai multe rânduri, am subliniat și aici în scris că în confruntarea din Biserica Ortodoxă Română, că este o confruntare dintre Teodosie, în al preasfinția sa, și mai mult ca sigur și alți membri ai clerului și actuala conducere de către prea fericitul Daniel, eu sunt de partea lui Teodosie. Păi de ce? Pentru că, așa cum s-a văzut și din, din această parte și cum se vede în tot interviul, Teodosie este arhiepiscop, e arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe Române, nu e nici al Bisericii Catolice, nici al Bisericii Protestante, nici musulman, nici al Islam, și nu e nici membru USR Plus și nici membru PNL și nici membru PSD. Este normal ca el să apere biserica. Și în timpul pandemiei, în alt preasfinția sa, a fost un luptător și a și câștigat pentru ca statul să nu-și vâre boc, să nu dea cu bocancii în biserică. Știți foarte bine, am spus și eu, statul a hăituit biserica până când Dumnezeu, ca să mă exprim așa, să fiu eu de la Găgejdeal, care nu bate cu ciomagul, ci bate cu votul, ia pedepsit pe cei din PNL. Cei din PNL, înainte de alegeri, dacă mă țineți minte, erau sub influența lui Claus Ioane și mai aveau un pic și dădeau pe creștini la lei. Erau Nero. De ce? Păi erau ei, că ei vreau să câștige, zice, domnule, tineretul. Că tineretul te felist, el
care e ateu, nu îl interesează biserica. Cei care crede, interesează. Și atunci a venit alegerile și Dumnezeu i-a bătut cu votul și au pierdut alegerile. Așa se și explică tot ce se întâmplă acum la ei în partid, că o să vorbesc eu mâine seară, sau o să scriu, mă, un pic și în PNL chiar se bat. De pe acum, vă imaginați, până în 25 septembrie, cred că gruparea lui Câțu în confruntare cu gruparea lui Ludovic Orban vor face niște dezvăluiri fiecare despre neregulile, despre aranjamentele făcute de cealaltă grupare, încât eu cred că înainte de congres, mă rog, DNA nu are cum, dacă DNA ar fi într-adevăr o parchet independent, iar aresta pe toți. O să vedeți, va fi mare distracție. N-are cum. Deja au pornit, ați văzut, adică Ludovic Orban a făcut dezvăluire acum că a fost lăsat singur de Rareș Bogdan și de Raluca Turcan la negocieri. Rareș Bogdan a răspuns că să nu se elige de el. Rareș Bogdan are dreptate, pentru că Rareș Bogdan a spus încă de când ne-am luat o interviu în ianuarie că la negocierile cu USR Plus, Ludovic Orban a vrut să fie singur, că voia să-și aranjeze el acolo la Camera Deputaților. Dar am dat exemplu de dezvăluire. Așadar, Preasfinția sa Teodosie, acum l-am întâlnit pentru prima dată, mi-am urmărit mediatic, dar nu. A luptat și se vede și din acest interviu, pentru ca biserica să-și facă iar rânduielile. Nu mai spun că a fost, venise Calinic, de la Argeș, și între ei, parcă ai impresia, și în biserică sunt așa, USR Plus, care sunt Calinic, patriarhul, care m-au împins și devin atei, ca atei, că a venit disputa aia cu botezul, că, mă rog, că de ce l-a confundat pe ăla de 3 ori și că trebuie să modificăm, zice Calinic. Și pe de-o cuvântul ăsta, ați văzut în interviu, Preasfinția sa, Teodosia, spune, domnule, este ritualul ăsta acum, ca și cu lingurița și icoană, are simbol, este, nu știu, după Iisus, de 3 zile, că s-a văzut, așa este de încă o dată, băi, oameni buni, nu sunt cu biserica. Mă rog, sunt un creștin ca toți fiii de țărani. Mă rog, mi-e frică de Dumnezeu, dar nu mă duc eu acolo în fiecare zi la biserică, nici măcar în fiecare duminică. Nu mai știu de când am fost. Dar ăsta este ritualul. Nu poți să-l schimbi. Adică, păi, dacă e, atunci nu mai sărutăm nici icoanele, pentru că, teoretic, ce e o icoană? O icoană e o bucată de pânză, e tăna. Păi de ce să sărui? Pentru că așa scrie la ritual și el are conținut. Și el s-a luptat și până la urmă, văzând Klaus Iohannis, vărându-i el pe mânecă, mai ales că avea nevoie și de vaccinarea ca să-i sprijine biserica, s-a dus el la Canosa, el s-a dus în genunchi la patriarh și până la urmă s-a dat drumul de înviere bisericii, ați văzut. Apropo și de presă. Deci noi cei din presă suntem laici sau atei. El, Teodosie și alții care sunt ca el, care sunt așa mai cu duh din biserică ortodoxă română, sunt în alte fețe bisericiști creștini ortodoxe. În consecință, potrivit logicii statului lor de funcțiuni. Ei trebuie să apere biserica, trebuie să fie habornici, conservatori. Da? Deci împotriva modernizării bisericii, ceea ce sunt și eu, ce? Ori discotecă, ori biserică. E biserică, dacă vin 4 inimi, dar vin și se roagă, cred în Dumnezeu. Așa, vin, nu vin 4 inimi, vin 100 și aia 100 dau din fund, că e discotecă. Ori discotecă, ori biserică. Și normal, și cu asta că nu înțelegeau. Nu sunt simpatice de la știpățuri, că au dat și că de ce a atacat Biserica Catolică. Pentru că e creștin ortodox. De-aia, na. Pentru că, bun, și mă, s-a suferit Biserica Catolică. Mi se pare, deci eu sunt împotriva
modernizării bisericii și mai ales împotriva hrăjonirii bisericii cu statul. Cu o trebuie să vaccineze bisericul ăla, să contribuie, nu? N-are niciun rost. Cu cât este mai conservatoare, cu atâta biserica are stima mea. Pentru că ea e conservatoare. Bun. Ăia adventiștii de ziua șaptea respectă și regulile. Ăia islamiștii respectă niște reguli. N-am auzit că în islam se spune, bă, trebuie să modernizăm. Nu, ce e aia? Nu, trebuie să fie, nu știu, să, la Meca să fie, nu știu, megafoane. Nu, bun. E foarte bun. Mie mi-a plăcut, are o înfățișare așa de om de duh. Eu împart pe oamenii bisericii în două. Oameni de duh, duh, care când te uiți la el și zici, bă, omule, e trimisul lui Dumnezeu pe pământ și din ăștia care sunt oameni de afaceri. Sunt și arhiepiscopi, și mitropoliți, și, da, membri ai sinodului, dar sunt, de fapt, au transformat biserica într-un SRL, ca să nu mai spun că într-o companie multinațională. Bun. Duminică, înregistrez sâmbătă, este 13 iunie. 13 iunie, acum 31 de ani, era 13 iunie 1990. Adrian Sârbu a avut o idee interesantă și anume, împreună cu, adică cei de la Mediafax, au făcut pentru Aleph News un film numai despre 13 iunie. Are și 14 de mai puțin. Și m-a sunat într-una din zile și mi-a spus dacă vreau să-l văd, să-l comentez. M-am uitat, eu sunt doctor în 13-15 iunie și am remarcat de ce și în urma înțelegerii cu Adrian Sârbu, am văzut, oricum mai văzusem o dată, acest film de 72 de minute de la ora 4 dimineața până la 1 noaptea și un pic din 14 iunie și l-am comentat, deci după ce el va fi difuzat duminică seara de la 22 la 12 noaptea, da, are 72 de minute, plus am înregistrat, adică după acest film documentar, care sunt numai imagini, e un dialog pe care l-am eu cu Ioana Răduca, este noua mea parteneră temporară. Eu v-am explicat că de-a lungul vieții mele de televizionist am avut, nu știu, parteneri. Mai zilele trecute, după ce l-am amintit, m-a sunat Nelu Barbu că vrea să treacă pe la mine. N-a ajuns la Shanghai, i-am explicat. Eu nu l-aș fi trimis la Shanghai, trimit unul de la SIE, cum zice, la Shanghai, consul pe el, că trebuie să trimis cel puțin un general SIE, că e Shanghai-ul. Bun. Mi-am amintit că discutam azi cu Gabi Antoniu și cu Striblea, adică Turcescu, Nelu Barbu, nu mai spun Cătălina Porumbel, la toate televiziunile în primul trecut am avut parteneri. Partenera mea constantă de acum la Gândul Cristo este Monica Mihai, dar Monica Mihai, nu știu, având la sfârșitul săptămânii, am fost vineri, dar nu știu, având, nu știu, zile libere sau având treabă, am făcut acest dialog despre film cu Ioana Răduca, e șefă Aleph News, să vedeți, numai acum, o parteneră și cred că va mai fi o dată când pleacă, nu știu, în concediu Monica Mihai și voi face, deci am o nouă parteneră temporară, nu-i permanent. Da, a mers bine, fac chimie cu unele, nu fac cu unele sau cu unii, un jurnalist foarte bun, a fost la antenă, redactor șef al Jung la Observatorul Antenei 1, greu,
Adică e mult mai greu decât la o televiziune de știri. Acolo trebuie să faci la observator, la televiziune generalistă și alte știri decât astea. Ludovic Orban a zis despre și Rareș Bogdan a zis despre. O să vă... De ce este foarte important acest film? De regulă, când, o să vedeți și pe 14, când se împlinesc, când vin 13 sau 14 iunie, 14 iunie, toate televiziunile dau imagini din 14 iunie, venirea minerilor. Și zic minereada din 13-15 iunie. Teza mea pe care o am de 30 de ani, eu am trăit 13 iunie ca jurnalist la Zigzag Magazin, redactor șef și... Chiar am fost în stradă, nu de partea lui Iliescu, cum credește, că ăștia habar n-au tineri. Eu eram cu Iliescu. Nu, a fost, eram de partea demonstranților, chiar dacă eram gazetar. Și 13 iunie teza mea este că 14-15 nu pot fi înțelese fără 13. Adică, și uitându-mă, pentru că uitându-mă acum, că sunt și imagini, merită să vă uitați, încă o dată, merită, este un film fără comentarii, puse cap la cap, foarte multe secvențe sunt noi, nu au mai fost date până acum, sau că au fost date de mult, dar acum puse la ora 4 dimineața până la ora 1 noaptea, 13 iunie este ceva greu de imaginat, adică... Eu mi-am dat seama acum, revăzând, că și... Mai țineți minte că am făcut o descoperire și anume eu am dat înregistrarea audio a discursului ținut în fața minerilor de Ion Iliescu pe 14 dimineața venit la Piața Victoriei. Repet, nu prostia aia de la Romexpo. Toată lumea dă declarațiile aia de la Romexpo, deci pe 15 Iliescu merge la Romexpo și mulțumește minerilor și toată lumea zice că nu, el mulțumește pe 14 dimineața. O să vedeți că am adus și eu înregistrarea audio, am și comentat-o. Deci minerii vin direct de la gară la Piața Victoriei, Iliescu iese, le mulțumește că au venit și îi trimite să facă ordine în București. Nu să, cum s-a spus, că i-a trimis să pună flori. Nu, i-a trimis și a zis să ajute organele de ordine ca să nu mai intre aia cine erau violenții în piață. Bun. Asta era, deci teza mea era în felul următor. Nu putem înțelege 14 fără 13, pentru că de regulă, acum nu vreau să dau eu ce am comentat în emisiune, dar pe scurt, de regulă, Ion Iliescu și echipa sunt acuzați că au chemat minerii. Nu. După părerea mea, nu era nevoie să-i cheme. După părerea mea, 13 iunie este o diversiune, nu știu dacă pusă la cale de Iliescu, de Moscova, de cine vreți, în așa fel încât mineri ce vreți, pantofari să vină la București. Și o să vedeți că în cursul dialogului meu cu Ioana Răduca, noi punem și imagini care mie mi se par, știu, ciudate. Adică la un moment dat, de dacă vedeți dimineață, eu forțele de ordine bat într-una, dau într-una cu bulanul, dar nu înțeleg de ce. Într-adevăr, erau niște tipi care vreau dă pe biserica ei, nu-i să intre în piață și de ce trebuia să-i bat? Făceai zidul ăla. Și după ora 1, brusc, bă, da, brusc, scutiere ăia care, o să vedeți aici, o imagine senzațională. Cu scutiere, dar erau sute, o iau la fugă, domnule, o iau la fugă, eu așa ceva n-am pomenit, nu că se dau înapoi, că, bă, teoretic, ei nu aveau voie, nu trebuia să lase să vină demonstranții din nou în piață, da? Deci, între noi, fie vorba, intrau în piață, în rezultat, se redeschideau balconul aici. Și bun, după două, trei, oricum nu mai venea nimeni, câștigaseră alegerile Iliescu. Dar era bun. Așa. Și, deci, normal era că scutierii ăia și cu armata să fie unul lângă altul să blocheze piața. Nu, ei... Nu numai că nu blochează piața, dar o iau prima dată, până la ora 1, fugă, se bată pe ăștia. Să vedeți acolo, îi băteau, dar nu înțeleg de ce. Bun, că de,
Dacă vor să intre în piață, nu-i lași, nu că-i bați și îi alungi. Și după oamzei, și după, nu, păi biserica e lângă arhitectură. Păi și de ce n-avea voie să stea? Și nu vă simte nici, că vă simte în piață, nu-i lași. Și după asta este o chestie extraordinară, extraordinară, adică, dumne, este ceva de coșmar. Tăia care până de dimineață erau până la ora 1, cu bulan, bă, vâr, bat, oameni civili, ciudat, o iau la fugă, dar o iau la fugă, așa ceva, n-am pomit, cu scuturi, cu tot. Dar nu se întâmpla nimic. De ce erau? Ce puteau să fie mulțime? Ce avea mulțimea? Cuțite, avea mitraliere, nu? Știu că chiar dacă avea. Dar n-avea nimic. Bun, presupunând că mulțimea voia să era agresivă. Bun, și tu ești cu scutul, scut, bulan, cască. Nu dai fug, fug. Este ceva uimă. Deci unde, de ce au fugit? Pentru ca să lase Bucureștiul la mâna unor tipi care, nu știu, unii dintre ei chiar erau manipulați, care la televiziune. O să vedeți nimic. De lasă la o parte faptul că nu intră în guvern. În guvern nimic, nimic. Adică unii era și Iliescu. Băie dracului. Și, mă rog, o mână de cetățeni se duc la televiziune, o să vedeți, trec soldații, nu fac nimic. Nu că nu fac. Stau așa niște soldați așa și trec pentru ei. De regulă, pe vremea respectivă, am să povestit eu că am trăit, ei, oamenii se prodemonstrați, se ducea la televiziune, la poartă, spune, nu, vrem să dați casetă. Ei nici măcar nu vor să intre în emisie, intră la parter și devastează totul. Păi de ce trebuia să devasteze parterul? Că trebuia să intre ca pe 22 în emisie. Nu, am învins. Bun. Deci asta îmi spune, nu mai spun de chestii, Iliescu apare la 23. Ei, și în momentul în care o să vedeți aici, se întrerupe emisia. La voia vine un comentator, zice o chestie, nu răspunde, domnule, ne-am baricadat, au venit de mâine. Păi ăla care era la Vaslui, la Focșani, vedea, se uita la televizor. Păi zicea, bă, ce bă acolo? După asta, totul este ca aruncarea în aer al ăla de la Arad. Totul e hollywoodian, se dă foc la mașini, adică mulțimea de ce dădea foc la mașini, că ei nu aveau nicio treabă cu mașini, aveau o treabă cu Iliescu, dădea foc lui Iliescu. Deci nu se duc la guvern, trec pe lângă guvern, aici așa, care nici măcar gar nu avea, sigur că erau militari, dar te așteptai să măcar să facă ouă la militari, dau foc la ăla, vor să intre în Ministerul de Interne. De ce? Se duc la sediul SRI care era în spatele prefecturii de poliție, unde acum Poliția București, și intră acolo și dau foc la arhivă. Păi de ce? Că dacă te uiți la mulțimea aia care umbla, că foarte mulți sunt puși, păi ceva e neregulă cu ei, că nu te-ai nici umbla prin București. Adică nu aveau nicio țintă, la guvernul voia să ducă, nu revendicau nimic, nu voiau să intre în piața universității, singurul care voiau era să intre undeva și să dea foc la mașini, dar de ce să dai foc? Să vorbesc serios, adică era ceva, dacă ar fi fost mașini pe care scria, sunt al lui Iliescu, bă zi, erau autobuze, mașini, bun. Ei, nu vă mai povestesc, vă uitați mâine seară, de la ora 22 la 24, 72 de minute, este un film fără comentarii, senzațional, încoată senzațional, și apoi dialogul meu cu, ca om care am trăit, am fost gazetar în vremea respectivă, cu Ioana Răducă. Dar cea mai tare, am căzut de acord cu ea, fată deșteaptă, scriitoare. Scriitoare, nu știu dacă ea scrie, dar e scriitoare. Adică mai ce să mai stai. Nu e fătucă. Era urmă, deci există în acest film o secvență care este uluitoare. Și hai să vedem secvența respectivă.
ea, Ioana Răduca, spunea că ar pune-o pe telefon, ca atunci, ca, nu pe ăia, pe WhatsApp, pune-i poze acolo. Apropo, eu n-am poze. Ui, fi având de aia, să-mi spune că să sun și eu pe Cora Muntean, să văd dacă când sun eu pe WhatsApp, că toți au aia, mai ales jurnalistele au, stau așa cu tare, alte au cu copii. Dan Androne care e pe fetiță, adică fiecare are, eu nu știu, ui, fi având de să mă uit. Poate n-am nimic. Să văd și eu să-mi pun și eu o poză. Bun. Deci, acest cetățean, care era ora 1, care în mijlocul turmentării totale, ăia aleargă după aia, îi bat, după asta ăia aleargă, cu care el are o problemă. I s-a stricat roata, s-a desumflat roata în mijloc acolo și el vrea, cere 2 minute să o pună, să plece. Este uluitor, este simbolul omului în istorie de-a lungul întregii istorii a omenirii. Adică omul care are o treabă, n-are nicio treabă. În jurul lui istoria, vin hoardele tătare, pleacă hoardele tătare, vin nemții, vin rușii, se cucerește Bastilia. Încă o dată o să vedeți acolo ăștia, se... e 13 iunie, iar el are o problemă. Deci este uluitor. Este, încă o dată, eu dacă aș fi un șef al planetei, aș obliga ca în toate manualele de... care dacă sunt online, să, de istorie să se dea această imagine. Pentru că ea e valabilă nu pentru 13. E valabilă în general. Adică e valabilă în istorie. În istorie. Ăla vine, cucerește, Iulius Cezar, trece Rubiconul, este omorât, Imperiul Mongol, Genghis Khan cucerește, Mahomet cucerește Constantinopol și în mijlocul acestei istorii tumultoase, pline de scandal, de flăcă, da? Unul are o treabă cu el, are o treabă să pună roata. Vă imaginați-vă Bastilia, zice, hai la Bastilia, da? Și ăia în port cuceresc Bastilia și unul acolo pe mijloc care are un chioșc și zice, bă, lăsați-mă, mă, să vând înghețată. Doamne, formidabil. Este formidabil. Este, am ales-o pentru că este, 13 iunie, nu 13 iunie, exprimă toată istoria, nu, exprimă relația dintre omul simplu, care are alte treburi. Să-și pună roata, să-și facă casă, să se însoare, să-și facă copii, să nu știi cine, să are ogorul și istoria, care, în jur ei, bum, bum, ies flăcă, ăștia aleargă, ăia aleargă, noi, eu, am trăit un moment istoric, 13 iunie, el ce moment istoric, el ce, bă, lăsați-mă 2 minute să pun roata și plec. Uluitor, este uluitor, este o imagine încoată. Acum am dat-o și puteți să o preluați și puneți-o să aveți tot timpul la noastră și din când în când, când auziți că bătălia pentru Congresul PNL și bătălia electorală și cine, puneți-l pe ăsta și băi, el ce n-are nicio treabă. Deci, repet, nu era vorba, deci în jurul lui clocotea istoria. Forțele de ordine alergau pe ăia pe aia lalți, cum să zic, Iliescu spunea că sunt bande de legionari, Occidentul se uita la noi, da. Apropo, există o scenă extraordinară pe final, când vin minerii și vin minerul și o să vedeți un miner acolo care dă un interviu nemțește, unui toată miner, bă, și vorbește nemțește și de când în când nu înțelege cuvântul și bă, cum îi zice lui ăla? Băi, dracului mineri ăștia, știau nemțește. Nemțește, adică era un corespondent de presă străin și nu găsea pe unul. Bă, eu cred că engleză știau toți minerii, adică minerii au venit pregătiți. A zis, bă, noi ne ducem la București, da? Problema este cum dăm noi interviuri presei străini. Zis, bă, tu știi engleză? Trăiți, știu engleză. Tu știi nemțește? Nemțește. Bă, poate vin și rușii. Bă, rusește știi? Și atunci cred că în rândul minerilor erau, minerii erau multe lingvi. Cum e lingviști? Adică erau, știau să vorbească orice limbă. Cred că erau și din chineză. Zic, bă, dacă vine unul de la televiziunea chineză, ce face? Bă, gata. Că ce ăsta e evoluitor. Dar, repet,
Încă o dată, săracul ăla, că ăla încoate, deci el l-a prins acolo, în piață, nu știu unde dracu era, cu mașina lui, amărât, era Dacia și i se desuflase roata și voia să o înlocuiască. Și era roata, și numai că nu putea să o înlocuiască din cauza lor, care tot veneau, bum, 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 bum. Și spune, bă, 2 minute, lăsați-mă, mă, după asta plec, scap de voi, da. Mulțumesc, la revedere!